merge pe trupul sanguine separate. Când comedia era echidistantă. Da, asta este factibil. Există un termen în partea de televiziune, în partea televiziune care a fost liberă, cu adevărat liberă, apoi liberă, după aia independentă, în curând parlamentară sau guvernamentală, cu siguranță publică, ca o alternativă la televiziunea privată, care... Doamne, încurcate mai sunt și căile audiovizualului. Da, de vreme ce ne aflăm aici, în filmoteca televiziunii, ce-ar fi să-i spunem simplu? Memoria peliculei. Sunata calculatorului Shadeby, impresionat de aceste minunate instrumente care ne ajută să aflăm unde există emisiunea, rămâne ca noi să o și găsim, am fost, reiau. Sceneta călătorului Eșa de vine cu drumul de ei al Brătescu Voinești, iară ca interpreți pe Octavian Cotescu, Sandu Sticlaru, Matei Alexandru și Constantin Diplan. Această scenetă, deși veselă, a avut urmări nu prea vesele. Vizionată la un alt nivel, a produs un adevărat scandal. Motivul? Ce caută băutura pe masă la televiziune? Băi, se știe că pe atunci televiziunea era un organ curat, educativ, cu arefă. Și de atunci, adio scenete cu chefli, băuturi, mâncare. Până și pe cetățeanul turmentat îl trimiteau la dezalcoolizare. Ia ca neninăiță, că ajunsărăm și la răspândire. De acum, într-o jumătate de oară, suntem acasă. Bine că nu ne prinse să pușeam la Maia pe drum. Păi, de ce te-am dorit ca o frate înainte să plecăm cât mai devreme, a? Ce mai, călătorului și are bine cu drumul, vorba română. Hai să luăm covriți pentru cucoane și să o luăm de loc, a? Da, taman cât târguim noi să mă odihnesc și cai. Ah, că bine zici. În aibă zabușeala. Hei, să scot din gură de la cai și să slăbesc chienjele astea, că tu-ți ierbințeala așa. Așa, așa, dă repede, că de-abia aștept să mă văd acasă. Că i-am promis Bertuță că mor copt, sun la prânz la masă și n-aș vrea să o sobă. Lasă, nene, ești ca și acasă. Hei! Manolache! Bă, băiete! De ce nu-i nimeni aici? A, nu se poate. Băiete! Viajei creșler. Bă, adormitule. Ai ceva de băutură rece? Un pelin cu sifon, ceva? Ca să ne mai răcorim și noi. Păi este colin. Și atunci adre două pelin așa cu sifon, nu-i? Oricum vorbesc. Da, mișcă-te mai repede, băiate. Hai, mișcă, băiat. Păi acum ce cafe le aduc? Hai, mișcă-mă, că suntem grabiți, mă. Și știi vorba românului. Călătorului își ia de bine cu drumul. Hai. E plăcut aici la umbră sub copac, ha? Ia mai înăiță. Ia. Poftiți pe lină. Hai noroc și sănătate. Sănătate, frate înăiță. Aia, ce zici? Straș. Nu se zic staltul mai bun. Dar unde îl țineți, bă, de așa rece? La gheață. Dar de unde aveți voi gheață, bă? Păi n-a regiu până o gheațărie în curte. Ce vorbești, domnule? Ia mai adu două căniți aici. Că sigur. Hai, mă, mai repede, mă, mocăiutule. Hai, mă, suntem ca vesla. Bun pe liga ăștia. Minune. Și rece, nu alta. Și ca gheață. Da, a gospodar, manole ăsta. Ia ca belina, așa! Așa, băiață! Hai noroc și sănătate! Hai noroc! Sănătate! Eu de-abia acum încep să mă răcoresc, știi? Să mai aduc un rând, conașilă! Mai aduc! Algo! Nu? Nu, dăiți? Hai! Repede, dadu, repede, că suntem grăbiți! Hai, mă,
Ai gheață, gheață. Felinașu! Așa, așa, mă. Măi, covrigi aveți? Este. Ia adu-ne vreo două șiruri. Poate, da, o poate. Da, poate. Da, poate. Da, da. Da, da. Dacă nu poposeam aici, rămâneam fără covrigi, măi. Uitați, covrigii! Ia, dă-i, mă. Ia. Ia, coare. Ia, hai să gustăm câte unul, să vedem și noi cum sunt. Chiar trebuia să pun ceva în gură după felinașul ăsta. Și cu covrigi o minune. Mai dăm o rând. Da, coane. Ia, ascultă, băi, da. Și cum te cheamă pe tine? Tilică. Tilică? Da. Și de unde ești, bă, Tilică? Păi, de la Prițeacă. Da, păi, de la Prițeacă ești tu, măi. Alu Tache Drăgoi. Alu Tache? Da, da, Drăgoi. Și ești de mult aici, mă? Bă, de vreo 4 luni. Auzi, dar stăpântul m-a luat, unde-i, mă? Păi, bă, colea așa după trifoi. Ia, da, hai, du-te și tu și mă adă niște cănuțe. Da, până, hai, hai, gata! Ai venit? Hai, plecat! Încă două pelini. Bun cu ovii. Aha. Lasă să bucune și cu coanele la. Aia, că venim vorba de dumneavoastră, mai sorbim două cănuțe și o luăm de în loc, Pitache. Gata, ce mai? Orice ar fi, la prânz vreau să fiu acasă. Poftiți! Socoteala. Cât îți datorăm? Păi aveți 4 rânduri de pelin și 2 șiruri de covrici. Da, da. Păstrează de asta. Să trăiți, conașilor, mai poftiți pe la noi. Bună ziua, domnule Pitache. Ia te uite-ți pe domnăiță. Te-am control. Precasă. Mă, Manolagiu. Băi, Manolagiu, mă, grozav pelinaș. Așa-i? Grozav. Ia mai dă, mă, un rând, dar la 3 cănuțe. Ia, hai! Lepede, Tilic. De unde ai tu pelinașul ăsta, Manolagiu? Așa-i că e grozav, de la frate Vili. Strasnic, strasnic. Mă, dar știi, da. un lucru nu-mi place mie, mă. Care cu ai? Băiat, nu faci, mă. Aici, la han, la răspânte, trebuie să fiu un băiat iute, mă, să alerge ca spâriază. Vine omul, bia, pleacă, rea, a? Călătorul e așa de bine cu drumul. Felina, jupâne. Uitați, Coane. Hai noroc și sănătate. A, noroc și bine te-am găsit. Noroc și bine ați venit. Măi, Manolache, tate, dar de unde ai tu ghețărie, măi? Am făcut-o acum un an, Coane. Ce mi-am spus? Ce m-am gândit? Gârla cu alea gheața, cu alea de pomană, voi toți stau degeaba iarna în grad. Ia să-mi torne o ghețărie. Și am făcut. E, m-a costat ceva parale, dar... Da, dar ai făcut lucru bun. Bun. Manolache, tate, dați proaspeți cârnăciori ăștia? Proaspeți, domnule Dăică, aseară i-am făcut, pe lege, da. Băi, Tilică, da. Ia dă câteva perei de cârnați acolo jos, bă, băi. Da, și până. Nu se poate să nu luați o gustărică la mine, spre caz la mine, fără să gustați ceva. Sunt și cum o nebune, să plezesc în gură, nu altceva. Să pun vreo 2-3 perei de cârnați la frigare? A, pune. A, ce zici, Năița? Păi, acum nu se pune. Să mă duc? Da, ia, ne fugi. E, da, eu a zice să poftiți în cerdac, că e pe pizniță și răcoare. Hai, bă, nu poftiți. Mă, Manolache, mă, nu-ți face păcatul cu noi. Lasă, domnule, omă. E, mâncăm 2-3 cârnăciori, formă o luăm de loc. Dacă zici, neata, neanăiță... Poftiți cu gândura. Da, să știu. Luăm un gustăriu, da? Așa, așa. Ia, poftiți. Să mai aduc o butelcă? Adu, la zorește, Manolache, taică, că ne grăbim. Da, cât ați bate de palme, sunt înapoi. Auzi, cum se cade omul ăsta, Manolache? Da, om de treabă.
A făcut el păreluțe bune cu hanul ăsta. E, da, așa e câte unul, știi, orice ar face, îl trage asta la Cristi. Ia poftit să-l judecă. Ia, ia toară așa poftit. Aici, ia. Ia așa. E, sănătate, la mulți ani. La mulți ani, frate. Și belșug. Belșug și sănătate. Și... Hai, ia, 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 ce culoare. Ce buchet. Doctorie, nu altceva. Așa-i, așa-i. Ia mai toarnă și lacrima asta. Da, auzi, auzi, coarele-i. Da, ce-ați zice de nițel uger de pucică, a? Să nu bem vinul pe inima goală. Mai urache. Mai urache. Nu mă nebune. De unde ai, mă, ugeraș de pucică? Vă spun eu îndată. Tirică, băiete! Bă, Tilică, pune cu coarii, mă, să ne trimită ceva uger de purcică, mă. Aha. Ia să vedeți ce mi s-a întâmplat. Aha. Am un blestemat de tăuraș, dar ar lupul în cornul lui, că o să mă duc la târg să-l vânz, că nu m-a buclucuri în pace. Să mă scap de el. Nu spui că era dăună să-mi omoare un copil. Da, 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 i-a furisit rău de tot. Ieri dimineață, nu știu, ori din joacă, ori de-al dracu ce e, îmi împunge o purcea drept în bot. Ei, ei, nu mai spune. Zău așa. Noroc că eram aici. Dacă am văzut că e împunsă rău, am pus-o taie. Pe ce era să fac? Și uite așa a avut ei, cum s-ar spune, Ignat pe negândit. Lasă, lasă, pagubă asta să ai dumneata. Da, nu mă plâng, coare, nu mă plâng. Că am dus carnea la un măcelar la târg, doar că am oprit ceva din trăsa. Dar să știi că mi-a prins direcția țăria. Mi-a făcut și bun. Ce ai adus aici, Bătilică? Păi, voi trimite conița puțin șorici, așa niște ugeri de purcel și puțină tobă. Da, să-i spui cu Coane că îi mulțumim frumos. Da, Coane. Numai din am întârziat. Ce mare lucru, un mizilic acolo, ia luați, gustați. Grozav șoriciul ăsta. Da, 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 să vezi toba. Hai noroc și sănătate. Noroc. Noroc? Și când ne-o fi mai rău, așa să ne fie așa. Tilică! Da, Tilică, coace. Băiete! Ia vină tu încoace! Da! Ia mai adobut el că de vin, mă, băiete! Bă, știi de unde? Da. Ia din. Da, da. Stop. Omle mai repede, mă, mocofanul ăsta. Bă, Tilică! Lăși, băie! Hai, mă, băiete, ce faci tu acolo? Hai mai repede! Să doarme în picioare, da. Da, da. Hai, mă, Tilică, mă! Bun, da. Șoriciu ăsta, dar cere udături. Da. Tilică, băiete, hai, mă, bă, dată-mă! Stai, pâre! Ai, adormitule! Bă, prostule! Ia, Gustav! Ia de aici! Ia de aici, așa! Hai, noroc! Hai, noroc! Că s-o loc și mai de-aloc, măi. Ara, da, noroc. Pitache, să nu uiți covrige, măi. Ce covrige, coare? Cum? Cum ce covrige? Covrige pentru cu coarele, da? Păi, păi nu de asta oprirea la dumneata? Păi nu mai sunt răd. Cum? Păi e cu imposibil. I-a dat nouă tirica, din ori, două rândurile. Să fie cu iertare, i-ați mâncat răd dumneavoastră. Nu, 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 mamea ție. Am mâncat noi covrigi și atunci, coane, Manuel, noi ce mai aducem, frate, acasă? A, nu vă lase pe dumneavoastră, Tilică, băiete, mă! Da, și pune! Nu coace! Ia sută-l până la spinare și du-te-n deal la frate cu Ilie să-ți dea 3-4 șiruri de covrigi, mai auzi? Da, și pune! Da, să mergi mai repede. Te-am grabit. Da, coane. Tilică, băiete, da, da, bă, să țin numai într-o fugă. Da, jupune. Tilică! Da, coane. Dacă ești vezi de caia acolo. Băi, Tilică, ia stai. Da. Băi, ia tu șareta aia și bag-o sub nuș la umbră. Și dărești ceva greunții cailor, să guste și ei ceva, ha? Da, jupune. Tilică, băi, auzi, în drum treci pe la Dima Lăutaru. Să vie de urgență, auzi că e vorba de o cântare mai lungă, ai înțeles? Am înțeles, coane. Fuga! Manolache! Da. Manolache. Ia, ce faci, ce faci, băi, cu cârnăciul ăia? Păi, da, coane, da. Păi, Pitache, să mă îngrop. Dacă mă iubești, ia gustă tu din bucățica asta grasă, să vezi ce mioare. Noiță, noiță, să mă îngrop, da, ia, 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 tu din ucea.
Băi, grozav, auzi. N-ai mâncat în viața ta așa ceva. Așa, Manole, hai că am o foame de lup. Delicios, așa e. Coale, știți ce aș face eu în locul dumneavoastră? Păi, tot va apuca năduvul pe drum. Eu zic așa, să mâncați pe săturate până vine și Tilică. A? Ce zice Naița? Păi zău așa. După prânz o să trag o ploaie, o sfântă ploaie de o să rupă pământul. Așa că plecați după ploaie pe răcoare. Căldură, nu praf, nu? Ce zici, măi, Năita? Manolache se pricepe la alivreme, nu? Praf, nu? Da. Căldură, nu? Păi, tot de aproape de nemil. Stați și prânziți aici, zău așa. Adineauri a scos nevastă mea din cuptor niște cotlete înnăbușite. Ha, minunea lui Dumnezeu, păcat de ele să se răcească. Manolache, Manolache, cu cartof? Cartofoane, ceapă verde, usturoi, tot vichizul. Știți cum te pricepe nevastă mea la bucătării? Eh, dacă vă spune inima. Adule, adule, Manolache, adule cu tavul cu tot, nu pitai. Și o butelcă. O butelcă cu pere. Hai! Hai! Păi se poate, păi, frate! Păi, Manolache, iată! Toate zbune și frumoase, dar... Băiatul ăsta... Nu e bun de nimic, băi, ești la hară, ești la răs cu cei jertii. Nu, băi, am mai spit! Da, aici, vă răspunde trei mâni, bă! Spune-i azi, băi! Călătorul lui! Cu drum! Mă rog! Nu vezi cum se încurcă lucrurile în politică, pentru care nu poți ca să știi de azi pe mâine pentru cum poate să devină o complicațiune. O replică din situațiunea lui Caragiale, unde îi vom vedea pe minunații artiști ai scenii românești, Alexandru Giugaru și Marcel Anghelescu. O tempora, o humoris. Domnul Băbeanu, vă rog, fiți drăguți, dați drumul la... Nu știi ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Și mie. Teribilă căldură a fost azi. Teribilă. Una mare. Bine, bine. Dar acum tot poți pentru ca să zici că respiri. Se înțelege. De unde vii? Am fost pe la Berării cu niște prieteni. Aha, ce mai nou? Prost, monșer, este o criză care mă înțelegi poți pentru ca să zici că nu se poate mai oribil. S-a isprăvit. E ceva care poți pentru ca să... Lasă, nene, că se mai și exagerează. Ce se exagerează, nene, ce se exagerează? Este o criză care, ascultă-mă pe mine, că dumneavoastră nu știți care, mă înțelegi, statul cum a devenit acum. Eu, dă-mă, cum văd ce se petrece? Că nu sunt prost, înțeleg și eu atâta lucru. Că nu mai merge cu sistemul ăsta care când te gândești, te apucă groaza, mă-nșer, groaza. Eu pot pentru ca să spui pe parola mea de onoare că îmi pare foarte rău, dar știi, foarte rău, foarte rău. Ca să ajungem să vedem țara mea, care era peste putință ca să prevază cineva, o situațiune foarte tristă. Pentru că le-am spus-o și dumnealor. Care dumnealor? Dumnealor cu care am fost. Zic, pot pentru ca să spui că nu se poate ceva mai trist. Ca să fie un moment care, oricât ai zice, când vezi că bate falimentul la ușă și nu mai e niciun patriotism. Bine, Nae, nu trebuie să fie omul atât de pesimist. Lucrurile o să se îndrepte. Este o recoltă admirabilă. Ce recoltă, nene? Ce recoltă? Dumneata n-ai văzut rapița? N-am văzut-o că n-am fost pe afară. Da, băi, vezi, rapița moft. E, moft. E, da, firește că moft, că nu poate pentru ca să dea nici 40 de milioane. Și dumnealor, mă înțelegi, lucru mare, parcă am capit Dumnezeu de un picior cu rapița, care o să poată dumnealor pentru ca să ia 2 chile la pogor. Ha? Ai văzut acum? Unde sunt 150 de milioane care să lăuda?
Bine, dar nu mai era pieța e? Da greu, da porumbru, da alelalte? Da cuponul de iulie, da cuponul de septembrie, da cuponul de noiembrie, da alelalte. O să le plătim. O să le plătiți. Cu ce o să le plătiți? Nu te mai lipești de disconto. Ce e aia? Aia. Care știi dumneata că am spus-o eu de atâtea ori că o să se înfunde cu cheltuielile nebunești. Care pot pentru ca să zic că nicio țară nu s-a mai întâmplat ca să vie la un moment și să zică că nu mai am drept să mă împrumut fără voia dumitale. Care atunci însemnează că nu mai ești independentă nici la tine acasă. După ce ți-ai vărsat sângele pentru ca să aibă fortificații și să poți zice la un moment până la ce, nu permit. În sfârșit, guvernul... Lasă că și guvernul, Dumnezeu îl știe și pe el. Care toate gazetele urlă în fiecare zi despre criza ministerială. Pentru că nu se împacă și nu mai intrigi și la liberali și la conservatori. În loc să facă un guvern de coaliție cu toți bărbații de stat care să le zică, regele, mă înțelegi, la un moment serios, vă ordon să limpeziți situațiunea. Fiindcă așa nu poate pentru ca să meargă ca nata să tragi încolo și din al lui încoace. Pentru că asta nu s-a mai întâmplat în nicio țară. Nici chiar pe vremea fanarioților putem pentru ca să zicem, în detrimentul prestigiului, pentru care toți trebuie să lupte dacă au pretenții de oameni politici. Dumneata, nu vezi cu chestia economiilor? Ba, văd. Păi dacă vezi ce mai umbli cu mofturi. Ba nu, umblu cu mofturi deloc. E o chestiune grea. Economii, ce că faci economii? Mofturi! Și cu bugetul încărcat cu 36 de milioane care mă prins cu dumneata pe ce poftești? Pentru că nu poate pentru ca să devii o realitate. Dacă e vorba de economii, pentru ce nu desfințăm armata care... Ce vorbești, domnule, să poate să spui astfel de absurdități? Dom'le, acum să desfințăm armata? De ce nu? Dumneata, nu vezi cum să încurcă lucrurile în politică? Că nu poți pentru ca să știi de azi pe mâine cum poate pentru ca să devii o complicațiune. Dumneata, nu vezi ce se petrece în China cu boxerii și toată Europa nu poate pentru ca să înțeleagă. Asta e chestie mare, nu vorbi așa, da? Îmi pare rău. Unde mergem? Eu mă duc spre casă. Haide, îmi las imigerie, trebuie pentru ca să scoată covriși calde. E târziu, n-ai. Mai nu pot să mă duc de acolo acasă. Mai umblu prin oraș, până o faci. Cine se facă? Nevastă-mi. Ce? O apuc asta seară durerile. Nu pot mă încerca să stau când faci. Mai mă plimb așa de colo până acolo. Mai beau o bere, un mahmahon. Mai vorbesc cu un prieten. Trece vremea. Și când mă întorc, gata. Face greu? Nici prea prea, nici foarte foarte. Îl de urmă Costic a mers mai greu. I l-a scos cu fiarele. Dar acum a venit doctorul, dar a zis că poate pentru că să n-aibă trebuință de clește. Madame Ionescu, Conumoș! Madame Ionescu! Da! A făcut? Da! Ușor? Foarte ușor! Uf! Ce? Băiat! Bravo, n-ai să străiască! Mersi asemenea! Acum nu mai am nicio grijă, hai, lasă-mi gerie! Știi ce ar trebui la noi? Ce? O tiranie țaristă! Nu mai merge Constituția, ceea ce vezi că se petrece... Nu poți pentru ca... N-ai, scuză-mă, e așa de târziu care nu pot pentru ca să mai merg. A, îmi pare rău. Mi-e așa de somn care trebuie negreșit pentru ca să mă culc. La revedere. Din emisiunea Circulați, vă rog, am ales un filmuleț satiric ce ar putea fi dat și astăzi la emisiunea Reflecții Lutiere,
numai că de comentat ar comenta Amzatele. Referitor la această emisiune, Grigore Pop, autorul ei, mi-a povestit că la vizionarea cu ștabii de la circulație de pe timpul ăla, sala a fost umplută de redactor, scenograf, regizor, alt șef de compartimente care nu contribuiseră cu nimic la realizarea emisiunii. Singurul care dădea din coate să intre gen acolo, realizatorul emisiunii Grigore Pop, nemai având loc, a fost interpelat de Tudor Vornicu. Mă, tu ce cauți aici? Că n-ai mașină. Bă, fraților, mă, băi, eu bag seama în prostia mea, că de când trăim noi pe gogoloiul ăsta de lut, mă, fă pace și liniște, mă. Până n-a avut unul de lucru, auzi, n-a avut de lucru, ne scoție roata. Mă, acum e drept că de la roata asta ni se trag nouă multe lucruri bune, știi? Că dacă nu-și bine așa împrejur, nu mai e nici un lucru ușor fără o rotiță ceva, fără un mecanism ceva, știi? Dar uite, ni se trag și lucruri proaste. Păi da, mă, că până la roată, până ati roata, umblam toți pe picioare, știi? Fiecare pe picioarele lui și ne înțelegeam, eram toți egali. De când cu roata, sunt care pe roate, pe biciclete, pe automobile, știi, care pe jos. Parcă n-am mai fi toți egali, știi? Parcă n-am mai fi egali. Mă, fraților, mă, și eu că stau mă gândesc așa. Eu bag seama, mă, bicicleta. Bicicleta, mă, asta e muma bătrână a automobilului, mă. Ia, mă, ia e muma sa bătrână. Uite, dar acum nu se mai înțeleg, auzi? Mă, să ceartă pe drumuri, să uită urât unele la alte, să uită automobilul așa că eu împiș la bicicletă. Știi că încurcă drumul bicicleta. Mă, parcă n-ar mai fi de un neam. Mă, sunt locuri pe unde trec camioane, automobile, motociclete, biciclete. Dacă n-ai roate, musai să te sui într-un pom, auzi? E musai să te sui într-un pom. Calmentierul, o încurci ce mai? N-ai scăpare. Iete, ce mă, va apucară-ți de vorbă, uitară-ți că sunteți pe roate. Iete, vine cu Dubaia din spate, auzi? Vine cu Dubaia. Ia uite să-i vezi pe ăștia. Ia uite. Ce mă, aveți ședință? Aveți ședință pe Șușa, mă? Ședință pe roate? Așa, îți prietești tu, la diverse. La diverse, da? Că ție-ți luă cuvântul, ha, ha, ha. Nu, doamne, am asta ce-o mai fi? Uite la ăsta! Uite-i pusă căpăstru! Așa, mă, frate meu, zbenguie-te, mă! Zbenguie-te, că ești în mintea noastră, mic! Așa, noroc că e șoșaua lui tatăl, știi? E șoșaua lui tatăl, nu mai trece nimeni pe aia. Pusă-și căpăstru, păcat că n-ai cal. Ah, iete ăsta, ăsta n-a pus căpăstru, n-a pus calul la bicicletă ăsta. Ăsta a pus calul la bicicletă. Ia uite la ăsta, ăsta e trecut pe toți. Ia uite mândruie, pe cine mare ca el bicicletul un cal putere? Băi, bicicleta e potrovită? E potrovită? Vezi să-mi te potpovească pe tine cineva. Te potpovește careva până la urmă. Opa, iete ăsta nu conduce de ghidon, conduce de bidon. E, faci cumpărături, faci cumpărături. Mă, săracile găini, mă, le-o place lor pe bicicletă așa cu capul jos. Auzi, mă, nene, ție ți-ar place așa cu capul jos, cu capul jos. Ah, ăsta băiat deștept, le locu cotescu tot. Le locu cotescu, știi? Comod, oțule. Așa, da, așa. Așa, da. Da, da, dacă ai idei, iute. Dacă ai idei. O pui pe bicicletă, păi? Opa, ai căzut capacul, ai căzut mânerul. Păi ce mai faci cu butelia? Ce mai faci cu ea? Dă-mă dracu și pe ea. Că nu mai poți să o car fără mâner, că n-are lână, n-ai de ce o apuca. Dar pe lumea asta, știi, sunt fel de fel de sisteme. Depinde cum te taie mintea. Păi? Ia uite, bă, fraților, și la ăla. Ia uite ce-i trecut prin cap. S-au plecat de la coasă, ilai, ilai, la. Și n-au mai venit pe acasă, ilai, 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 la. Acuși au schimbat căruța, ilai, ilai, la. Să-mi plimbă cu mașinuța, ilai, 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 la. Să-mi plimbă și moldovenii, ilai, ilai, la. Muntenii și ardelenii, ilai, 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 ilai. După câte s-ar părea să mergi pe jos, el m-a ușor lucru din lume. Ce e drept, noi ăștia pe destra și n-avem cardet. Dar în schimb avem vechime. Dăm din picioare de când ne-am cercat al de muica. Dăm din picioare, dar să știți de la mine că tot treabă de cap e. Dumnealui, mintea-i rămâne mereu în urmă. Când e în stradă, mintea-i pe trotuar. Când e pe trotuar, mintea-i în stradă. Ce mai, încurcă lumea în persoană. Opa! Opa, așa, 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 țină-ne-i, că n-o lăsa, că așa-i jocul pe la noi, minte-o-n față și înapoi.
Ia uite, încurcă dracu de tot ce mai. Dumnealui îi schimbuie, să uită unde trebuie. Păi cum dar? Ia uite, să joacă cu mașinile ca pe deal cu caprele. Ăsta trebuie să facă facultatea cu nepotul meu Sucă, la târlă, la ei, că prea sunt într-o minte. Doamne, ia mă! Ia uite norocul chiorului! Te-ai fi bătut tu cu caprele când pusă-și mic, dar cu mașina nu te pune. Schierul se îndreaptă, dar osul se rupe, auzi? Mă, frate meu, uite-te bine când trebuie strada. Păi da, tu ca să te oprești ai nevoie de un pas. Mașina de cel puțin 8 metri. Păi ce socoteală e asta? Mă, ăsta nu pune amărim. Parcă ne amărim fu. Încem cu ușa. O să fie iar careva să ne facă de ranj. Am să spui ceva în minte. Naie, bebecule, nu mă mai iubești? Asta-i bună. Cine ți-a mai băgat și chestia asta în cap? Pe-n ce n-ai venit alaltăia seara când ți-am scris? Păi dar eram bolnavă alaltăia seara. Aoleu, bolnavă ai. Da? Poate primi biletul meu? Da, l-am primit. Pe unde mi-e biletul? Arată biletul. Stai să-ți arăt biletul. Pe semne că l-am pierdut? L-ai pierdut? Da, am pierdut. Dar pe unde l-ai pierdut? Păi știu unde l-am pierdut? Dacă știam că-l pierd, firește că nu-l pierdam. Nu știe unde l-ai pierdut? Nu știu. Of! Bebecule, bebecule. Ce? Păi vezi tu sticluța asta? Ce e cu ea? Păi știi tu ce are înăuntru? Cerneală. Nu cerneală, naica. Vitrion englezesc. Vitrion, ce ești nebună? Da, vitrion, ți-a frică? Păi firește că mi-e frică, na. Dar pe ce mod dacă te știi curat? Pentru că tu nu știi ce-i vitrion. Ba da, e un fel de metal. Tu nu știi ce poate face asta. Ba da. Arde, pipicule. Pârlește, naică. Momentan tot. Tot și mai ales ochii, dragă. De stecluța. Pe-n ce să ții tu asemenea lucruri la tine? Pe-n ce? Pe-n ce? Pe-n ce? Da, așa îmi trebuie. Pe-n ce-ți trebuie? Pe-n ce? Pe-n ce? Pe-n ce? Pe-n ce? Pe-n ce? Pe-n ce? Pentru mea tale! Muțiu, năică, și pentru divina dumitale! Care divină? Tu știi ce spui acolo? Divina ta mai bine decât mine, nouă blac cu moftul șarlatane! Care divină ai? Divina pentru care mă traduci pe mine! Divina pe care o iubești! Divina la care ai fost azi noapte mizerabile! Nu e adevărat, asta te-a fost bolnavă! Minți, minți, minți! Adina îmi spuneai că nu știu unde ai pentru biletul, să-ți spui eu! Biletul meu l-a găsit în odaie la divina mea tale, respectivul ei! Respectivul Pampoi? Păi rău, vă vezi că știi și cu vârșeapă. Da, un înalt bărbat fioros cu care îi stai de-a face chiar astăzi, pentru că s-a întâlnit cu mine aici. Mi-a arătat biletul meu și i-am declarat că omul cu traducerea este acela care vă traduce și pe bine. Avansul meu! Fidelul meu amant, căruia i-a fost întotdeauna fidea. Ce-ai făcut? Papa, te caută să te omoare.
Dar până să se spune el, să știi că bă, nenorocesc pe toți. Pe tine, pe divina și pe pise. Mito, vino-ți în fire. Nu te las, nu te las. Eu te iubesc, să știu, nu mai te chide. Nenic. Înțelegi odată că a fost încurcătură la mijloc, e? M-ai pus pe nebul de pampul pe cap. Dumneata, ce l-ai pus? Ce, vrei scandal cu orice preț? Da, vreau scandal, da. Pentru că m-ai uitat pe mine, le-ai uitat pe toate. Ai uitat că sunt fică din popor și sunt violentă. Ai uitat că sunt republicană, că în vinele mele curge sângele martirilor de la 11 februarie. Tu ai uitat că sunt ploieșteancă? Ploieșteancă să năică și-am să strun o revoluție, așa o revoluție, să mă pomenești. O, bine, bună, ce să faci? Ce să fac? Dă-te cruța, așa, Zatana. Mă, mizerabile, dă-te cruța. Dă-te cruța! Nestroie și Vasile Vasilache au fost un cuplu de actori extraordinar de îndrăgit. În anul 1935, la ultimul tur de manivelă al filmului muzical românesc Bing Bang, au fost întrebați cu ce au contribuit fiecare la succesul filmului. Au răspuns simplu: Stroia a făcut Bing, Vasilache Bang. Memoria peliculei păstrează o secvență de o extraordinară actualitate. S-am cântat la fereastră pentru dragostea noastră, care acum a murit. Cel din urmă tango, s-am cântat la fereastră pentru... Foaie verde, stic de grâu, spune neano când să viu, mă. Mai devreme, mai târziu, măi, când dușmanii beau rachiu, măi.
Soaie verde, strigă grâu, spune-l de ado când să viu. O glumă, pot fi lumul, ce-am avut și ce-am pierdut. O glumă, pot fi lumul, s-o luăm de la început. O clipă din viață, doar o clipă m-am rătit. O glumă, pot fi lumul, care atunci ai încredit. O soare. Se vorbește mereu de actualitatea operei lui Caragiale, care este denumit pe bună dreptate contemporanul nostru. Iată că, ajutați de dumnealui, am găsit în filmoteca de aur a televiziunii o secvență a bardului de la Mircești, Vasile Alexandri, care denotă o uimitoare actualitate. O să vă convingeți, urmărindu-l pe Marcel Angelescu în cânticelul comic, clevetici, ultra-demagog. Orice asemănare cu politicienii din zilele noastre este absolut întâmplătoare. Sănătate și prețietate, domnilor cetățeni! Am aflat că sunteți adunați în colegiul electoral pentru alegerea unui deputat și iată-mă, alerg să vă spun profesiunea mea de credință. Eu sunt celebru clevetic, cunoscut nu de mult pe aici, liberal ultrajurnalist și constituționalist. Unii îmi zic că-s demagog, alții că sunt numai un boc, dar eu n-asut, eu sunt pe tot, că sunt un mare patriot. Ce voiesc eu, domnilor? O știți din coloanele ziarului meu, gogoașa patriotică. Vreau mai întâi consacrarea actului de la 5 și 24 genar, ca unul ce este făcut de mine și numai de mine. Dar, domnilor, eu singur am fost atât de putinte ca să aprind soarele acelei zile memorabile. Și cu toate acestea priviți, nu-s nici măcar un ministru. Al doilea, vreau respectul convențiunii cu condiționea de a fi schimbată în totul, ca una ce este elaborată de străini, fără concursul patriotic al românilor. Al treilea, vreau sufragiu universal pentru ca toată țara să se transforme într-o urnă electorală. Vreau mai mult, domnilor, vreau ca tot locuitorul să fie reprezentant al națiunii. Ah, ce spectacol măreț! 4 milioane de deputați la un loc, cerând cuvânt. Sunt inovator, am idei mari, idei revoluționari. Vreau să restorn, să schimb, să trec, dar ce câștig, cu ce mă aleg? Unii îmi zic pretnic roman, alții pretingă șarlatan, dar eu n-asut, eu supăr tot, că sunt un mare patriot. Ce vreau eu, domnilor? Un lucru prea simplu. Vreau libertate absolută, să nu mai atârne servitorii de stăpâni, copiii de părinți, soldații de șef. Vreau ca toți bunii români să se poată aduna cu miile când îi voi chema eu, fără a da de știri guvernului. Vreau egalitate perfectă, să nu mai fie săraci și bogați, mici și mari, slabi și grași, proști și cu cap, oameni și vite. Vreau să imitez în țara mea toate fazele Revoluției franceze, pentru că numai prin tulburare o națiune se poate civiliza. Dar cine mă ascultă? Găsesc o arbă opusățiune din partea unor strigoi, unor retrograzi ruginiți, cațandu-n apoilă. Munții cei mari cu alelor stânci, vreau să-i răspun prin băi adânci, să nivelez tot pe pământ, dar cine-mi crede de cuvânt? Unii îmi zic că sunt tribun, alții pretind că sunt nebun, dar eu n-asut, eu supăr tot, că sunt un mare patriot. Ce vreau eu, domnilor? Vreau să fiu caua, vreau să fiu spada de Damocles a conservatorilor și idolul popului suveran. De aceea vreau să împart moșiile proprietarilor. Dar m-am întrebat dacă eu însumi sunt proprietar
Ba nu, însă aceasta nu invalidează convințiunile mele. Eu, domnilor, sunt un cetățean însetat de glorie și de amoarea popularității. Și prin urmare, oricât de grele ar fi împrejurările politice ale țării, eu am curajul să strig în gura mare: arme, arme, arme! Că și mă cred brav ca Ștefan cel Mare și ca Mihai Viteazu. Ce vreau eu, domnilor? Vreau libertatea cea mai nemărginită a presii, ca să pot bagiocori când îmi place și pe cine îmi place. Trecutul e al strigoilor, prezentul al moderaților, viitorul e al meu. Trecut, prezent, nu mă spiez, să-i critic rău, să-i o sândesc, căci eu și nu mai eu, sunt un român și știu ce vreau. Unii mă tir, alții mă ghid, unii mă plâng, alții mă râd, dar eu nasot, eu sunt mă tot, că sunt un mare patriot. Cercați, domnilor, să mă trimiteți la cameră cu mandatul de reprezentant al națiunii și atunci veți vedea ce poate crevetici. Închipuiți-vă că sunt în cameră. Iată-mă la locul eu. Cer cuvântul! Domnule președinte, cer cuvântul! Nu-l dai? Prea bine! Am cerut cuvântul pentru a combate opiniunea emisă de către domnul ministru de finanțe în chestiunea bugetului. Deși onorabilul preopinent a cerut chestiunea prealabilă, voi întreba ce este bugetul, domnilor? Bugetul, domnilor, este pulsul unui stat. Trebuie în consecință pipăit cu doarea minții a unui medic. Lăsând dar deoparte pe domnul ministru de finanțe, care a sulevat această chestiune urgentă, mă voi adresa domnului ministru de justiție pentru a-l întreba cum de acutezat a călca sacru principiu al inamovibilității consacrat de convențiune, depărtând de la judecătoria nu știu cărui district pe onorabilul cetățean Cârcioc, care a dat atâtea probe de integritatea cea mai pură și de patriotismul cel mai pur. Îmi va răspunde negreșit domnul ministru de Rezbel că formarea unei nouă baterii este necesară. Însă, domnilor, strămoșii noștri romani, companionii de arme a strămoșului nostru Traian, n-aveau trebuință de atâtea tunuri pentru ca să învingă pe inimici. Și când e chestiune de bani, se cuvine să fim economi, căci acest buget este produs de obolul săracului, acelui sărman asuprit și nenorocit, pe care cad toate sarcinile, acelui ilot care geme de secol, fără ca domnul ministru de interne să se fi gândit de a propune camerii un proiect de lege pentru ușurarea clasei de jos. A, domnule ministru de interne, dacă ai avea alte gânduri în afară de acela de a prinde o rădăcină eternă pe scaunul președinției, ai gândit că dinaintea dumitale două drumuri sunt deschise, acela urmat de Bimba și Sava și acela urmat de Cavour. În dar, domnul ministru al afacerilor străine mă întrerupe sub pretest că n-aș fi în chestiune. Dumnealui nu știe usul parlamentar, dar eu sunt trimis aici de națiune ca reprezentantul intereselor ei și acest sacru mandat îl voi îndeplini ca cetățean liber și liberal, apărând cu energie și logică libertatea, egalitatea, dreptatea, fraternitatea, inviolabilitatea, inamovibilitatea, autonomia, convențiunea, drepturile naționale, garda națională, partidul național și celelalte. Căci eu, și de ce nu, am toate calitățile de a fi ministru. O mărturisesc cu toată modestia, domnilor, eu am fost, sunt și voi fi cetățean român și nu am obiceiul de a prinde lumânări
Din contră, eu te sting. Frească uzaș, m-ați auzit? Sunt elocvent, apelpisit. Vorbesc. Pentru pe toți îi oposesc. Unii îmi zic ritor hazliu, alții îmi zic palavra giu. Dar eu n-am zut, eu sufăr tot, că sunt un mare patriot. Cu părere de rău pentru unii, cu bucurie pentru alții, trebuie să vă anunț că emisiunea noastră Memoria Peliculei a luat sfârșit. Sau, se scrie pe marele ecran, The End, Ende, Fin, Fine, Canieț. Canieț? Ah, da. Au trecut în ordine alfabetică și am terminat-o cu rușii. Sau, cel puțin așa ne asigură Grigore Pop și Corneliu Dalu, care au alcătuit emisiunea.